Bună dimineața! Un regim alimentar echilibrat este esențial în viața tuturor, dar în special la vârsta a treia există anumite alimente care trebuie incluse în dietă și altele care sunt interzise din cauza impactului asupra sănătății. Despre ce alimente este vorba și de ce este foarte important ca vârstnicii să consume carne, dar și să țină post, ne explică profesor dr. Gabriel Prada. Așadar, domnule profesor, există o alimentație potrivită pentru vârstnici? Este diferită față de cea din timpul tinereții? Există mai multe tipuri de mai multe accepțiuni ale termenului de vârstă. Cronologică, biologică, psihologică, socială, demografică. De multe ori ne confundăm vârsta asta cronologică cu vârsta biologică. Practic, noi când ne referim la alimentație, trebuie să țină cont de nevoile biologice ale persoanei respective, nu de vârsta în sine. E adevărat că la vârste înaintate există o prevalență sau o proporție mai mare de persoane care au niște nevoi energetice, nutriționale mai reduse. De ce? Nu pentru că au o vârstă înaintată, ci pentru că au o activitate mai redusă. Noi trebuie să ne gândim că alimentația este foarte important să fie corelată cu nivelul nostru de activitate. Adică să mâncăm atât cât și consumăm. Așa apare și obezitatea, nu? Da. Când se depășește consumul, aici se referă mai ales la consumul caloric. Știți, asta este mare problemă. Pentru că în epoca modernă au început să primeze caloriile. De ce? Ele sunt concentrate în dulciuri, în zahăr rafinat, în mierea de albine. Mierea de albine e sănătoasă, dar prea multă nu e bună. Este similară cu zahărul. Și atunci apar tot felul de probleme de sănătate, inclusiv obezitatea poate să apară încălcarea grasă a ficatului, fără să fie neapărat persoana respectivă consumatoare de alcool. Deci această problemă trebuie avută în vedere. Există niște substanțe numite albe, zahărul, făina, da? Care în exces pot să creeze probleme importante. Există trei principii alimentare. Există proteine, lipide și glucide. Ele se pot transforma unele în altele. Evident, nu toate proteinele se pot transforma, adică pot să fie sintetizate. Există unele care se numesc aminoacizi esențiali, adică sunt cărămizii de care se produc aceste proteine, care nu pot fi sintetizate. Dar, în principiu, există acest triunghi echilateral cu trei vârfuri și se poate trece dintr-o parte într-alta. Cel mai frecvent este trecerea de la glucide, de la zaharuri, la lipide, la grăsimi. Și asta e marea problemă. De ce slăbesc vârstnicii mai greu? Din cauza metabolismului încetinit sau din ce cauză? Există și aceste aspecte, adică și metabolismul încetinit. Apare încetinirea metabolismului, greu se știe de ce. Se consideră că ar fi normal pe la 80-85 de ani să se vadă o scădere semnificativă a ratei metabolice. Dar nu e numai atâta. Scade și efortul fizic. Din multiple motive. Cel mai frecvent nu sunt motivele legate de vârstă neapărat, ci de stare de sănătate. Pentru că nu mai putem face atât de mult efort ca înainte. Există o serie de afecțiuni care împiedică un efort fizic. Vă dau un exemplu, afecțiuni care par simple la prima vedere, adică niște modificări degenerative articulare, o gonartroză, o artroză a genunchiului sau a șoldului, ne împiedică să mai mergem pe jos foarte mult, ne împiedică să urcăm pe scări. Cât de periculoasă este obezitatea la vârstnici? Se vorbea și despre un factor de risc pentru cancer. Da, obezitatea este într-adevăr, s-a văzut acest lucru. Ce înseamnă factor de risc? Nu este un factor cauzal, adică să nu înțelegem greșit că obezitatea produce cancer. Dar obezitatea este însoțită de o serie de modificări care pot să favorizeze apariția anumitor tipuri de cancere, mai ales cele din nivelul tubului digestiv. De exemplu, neoplast de pancreas poate să apară, neoplast de esofag, de stomac. Ca să vă explic un mecanism simplu de apariție al neoplaziei, al cancerului la nivelul esofagului inferior, la persoanele care au obezitate, de foarte multe ori creșterea ponderală se asociază cu așa numita boală de reflux gastroesofagian. De ce? În mod obișnuit, la nivelul stomacului, chiar imediat după ce se deschide esofagul stomac, există un unghi care se formează și care închide ca un fel de supapă accesul înapoi spre esofag.
la persoanele care au obezitate, acest tuc dispare. Astfel încât apare, se produce sau se generează, mai corect spus, un flux liber al sucului gastric, care conține și pepsine și acid clorhidric, spre esofag. Esofagul are mucoasă care nu este adaptată contactului cu acest suc foarte coroziv, se zice. Și atunci apare leziuni ulcerative, care dacă au o persistență foarte mare, pe urmă se transformă în neoplazii. Deci, acest mod, mecanismele sunt foarte complexe. Dar ce s-a văzut? Niște studii epidemiologice au arătat că o creștere a indicelui de masă corporală, este un indice care se calculează în funcție de înălțime și greutate, o creștere cu 5 kg pe metru pătrat, ar crește cu 10% riscul de apariție a oricărei neoplazii, mai ales digestive, la persoane în vârstă. Dar încă o chestiune interesantă, apropo de creșterea ponderală la vârstnici. La cei cu vârste foarte înaintate, peste 80-85 de ani, se constată din contră o scădere a greutății. Este o ipoteză că greutățile acestea mari nu permit o supraviețuire îndelungată. Adică persoanele adică care nu putem mari, trăi mult atunci când avem o greutate în exces. La vârste înaintate, din diverse motive. Este doar o ipoteză, încă n-a fost verificată pe un studiu longitudinal, adică să vedem, luăm o persoană de la 65 de ani și să urmărim un grup. Are să vedem sens, cum oricum. Merge. Dar pentru este că o idee care... nu ai cum să trăiești bine atunci când ai foarte multe kilograme în plus. Asta e clar, pentru că nu poți face mișcare, nu sigur. Poți petrece timp în aer liber, stai mai mult jos, apare sedentarismul, deci e clar. E... Da, adică această chestiune. Are un pic de logică, da. În plus, mai apare și alt fenomen la vârste înaintate. Apare o scădere a masei musculare scheletice. Ea se numește în limbaj științific sarcopenie. Există în alimentație și să prevină această sarcopenie. Este izoleucina. Și de aceea, la persoanele în vârstă peste 80-85 ani care încep să prezinte fenomenul de scădere a masei musculare scheletice, se recomandă o dietă bogată în această, adică niște suplimente, practic, de aminoacizi care se conțină proporție semnificative de izoleucină. Ce alimente conține această substanță? Există suplimente alimentare în sensul ăsta. Mai multe. Din alimente putem lua? În alimente, de obicei, sunt în carne, dar la vârstele acestea înaintate, apar o serie de probleme legate și de absorpție și de masticație. E bine să combinăm. Adică, alimentația cu suplimente. Știți, nu e bine să fim absolutiști. Adică nu mai mâncați, luați numai suplimente. Nu, pentru că suplimentele nu aduc toate principiile alimentare de care avem nevoie. Și atunci, este important ca la vârste înaintate să se consume carne și din alt motiv, pentru că producția de carne este singurele surse de vitamină B12. Și dacă nu consumăm, nu avem vitamină B12, apar deficiențe severe care uneori mimează demența. Dar aici trebuie o nuanțare. Știți că există precepte religioase care recomandă așa numitul post, adică să nu mănânci carne. Post negru. Nu negru, nu neapărat. Post, adică există recomandarea o zi sau două pe săptămână să nu mănânci carne. Miercurea și vine. Asta este, nu e neapărat o chestiune religioasă, ci de sănătate. Pentru că, în ghilimele, pui în repaus rinichiul. Proteinele din carne se transformă în uree, creatinină, care se elimină renal și care forțează rinichiul dacă sunt în cantități foarte mari. Deci e bine să ținem bine aceste două zile de post pe săptămână. La vârste înaintate. Sigur, adică și cantitatea de carne să nu fie foarte mare. 100 de grame în zilele celelalte, 150, nu jumătate de porc cel cu micuri. Da, bine. Trebuie să avem grijă și la evident tipul de carne, desigur, pe care îl consumăm. Mai să mult fie, carne albă și pește decât carne albă. Să fie ușor de asimilat. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi utile. Vă mulțumesc și eu. Chiar și vârstnicii care se bucură de o stare de sănătate bună trebuie să fie atenți la alimentația lor pentru a evita apariția unor posibile afecțiuni. Organismul slăbește după o anumită vârstă, iar stomacul nu mai poate digera la fel de bine alimentele care înainte nu lăsau în urmă niciun efect negativ. De aceea trebuie susținut printr-o dietă echilibrată zi de zi. Până data viitoare, sănătate multă!